6 candidați și-au depus dosarele la Consiliul Electoral de Circumscripție Bălți pentru a fi înscriși în lupta pentru fotoliul de edil al municipiului. Primul în buletinul de vot va fi reprezentantul PAS, acesta va fi urmat de candidatul Pace și de cel al PSRM. Primii 5 candidați prin extragere la sorți au fost anunțați pe 19 septembrie. Primul candidat în buletinul de vot la alegerile locale generale va fi Vladimir Rusu din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. Acesta este șeful Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, de profesie jurist și specialist în drept administrativ. Al doilea în buletinul de vot va fi Ion Straciuc, jurist de profesie, a absolvit Institutul Nistrean de Economie și Drept. Acesta este și absolvent al Universității de Politehnică din Timișoara și are absolvit un master în științe politice și unul în securitate națională la USM. Maxim Moroșan este candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și va fi al treilea în buletin. El a absolvit Academia Financiară Industrială din Moscova, acesta este originar din Bălți, iar acum câteva luni a fost ales șef al organizației teritoriale din oraș, după ce predecesorul său a părăsit partidul. Alexandru Gustoi din partea Partidului Comuniștilor se va regăsi în buletine sub numărul 4. Acesta deține funcția de inginer la întreprinderea municipală Direcția de Troleibuze Bălți. Sergiu Burlacu este al cincilea în buletin și se regăsește pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Acesta este consilier în Consiliul Municipal Bălți și angajat la Societatea pe Acțiuni Răut. Burlacu este licențiat în business și administrarea afacerilor. Sub cifra 6 în buletinul de vot se va regăsi candidatul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Aureliu Filip. Acesta este director de filiala Nord la Societatea pe Acțiuni Cricova Vin. Și Marina Tauber a depus actele în calitate de candidat independent, însă nu a fost admisă în cursa electorală pentru alegerile locale din 5 noiembrie curent.